Dragii mei frați și surori, dragi tineri și dragi musafiri, prezența noastră aici declară pentru încă o dată laudă lui Dumnezeu și pace în sufletele noastre. Vă spun cu toată dragostea bun venit la biserică și bucuria ce se poate naște dintr-o întâlnire cu Dumnezeu, să fie cea care să stăpânească sufletul vostru și să stăpânească aspirațiile pe care le aveți. Și nu uitați, Domnul este aproape. Amin. Începând cu această seară, până mâine seară, vom avea un subiect care îmi doresc să găsească preocuparea cuvenită în sufletul meu și în sufletul vostru. Toți oamenii au preocupări, unii de un fel, alții de altul, unii la fel, alții altfel. Și nu există nimic rău în faptul că oamenii au preocupări. Preocuparea devine rea când prin ea omul creează contexte ca să se îndepărteze de Dumnezeu. Și preocuparea devine bună, indiferent care ea, când prin ea omul caută disperat sau nedisperat pârghii prin care să poată să-L găsească pe Dumnezeu. Așadar, indiferent ce preocupare v-a adus aici, dacă prin ea veți purcede în a vă apropia de Dumnezeu, este totul în regulă. Dacă prin preocupare, chiar bună fiind, veți căuta contexte prin care să-L țineți pe Dumnezeu la distanță, atunci lucrurile pot să iau o întorsătură negativă sau rea. Aș dori cu această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3. Și de aici, dragii mei, aș dori să citesc primele cuvinte ale primului verset. Sună așa. Între farisei era un om. Între farisei era un om. Când am învățat logică, uite ce interesantă e viața. Am uitat numele profesorului de logică. Nu mai știu cum îl cheamă. Când am învățat logică, în logică există mai multe tipuri de logică și așa mai departe, și una dintre ele era numită logica insuficientă. Când rostești ceva ce n-are legătură cu altceva și vorbești ca și cum ai vorbi aiurea, oarecum. Când am citit aceste cuvinte de această dată, că le-am citit de multe ori și am predicat de multe ori din ele, abia acum am văzut că se încadrează în exact această lege logică insuficientă. De ce? Zice, între farisei. Păi fariseii nu erau berbeci. Erau oameni, nu? Cel puțin așa deduc eu. Dacă ai fi zis, între oi era un om, ziceai, sau între clădiri era un om, sau între vaci era un om, ar avea, s-ar lega, ar fi logic.
Dar când zici între farisei, ca și cum ai zice, între profesori era un om. Între profesori era un meseriaș, pot să zic, sau între mecanici auto era un doctor, sau între fizicieni era un arheolog, sau, adică se leagă lucrurile de o altă, e compatibilă expresia. Dar când zici între farisei era un om, nu mai are nimic. Cum adică ăștia nu erau oameni? Cum? Frate bune, a zici tare ce zici, dar vezi că fiecare pasăre pe limba ei piere. Da, deci fratele bune a zice, ăia erau farisei, nu erau oameni. Nu, no. Ce știu, poate aveți dreptate, dar vedem la sfârșit dacă o fi așa. Da, între farisei era un om. Mesajul acestei serii are titlul Chiar e posibil? Sau chiar se poate? E o întrebare. Chiar e posibil? Chiar se poate? Câteva cuvinte despre farisei. În primul rând, cuvântul în sine sau numele lor înseamnă cineva care este pus deoparte. Cineva care este nu înlăturat, ci pus deoparte cu un anumit scop. Are o altfel de ținută, cam asta înseamnă fariseu. Gruparea aceasta este gruparea ce s-a născut în robie și este cea mai pregătită din punct de vedere academic parte a populației evreilor dintre laici. Ei au fondat chiar o academie în vremea existenței lor, care a durat până la distrugerea Ierusalimului și aveau o singură preocupare, să pună în inima oamenilor Tora sau învățăturile lui Dumnezeu și să nu existe abatere de la ele. Și după distrugerea Ierusalimului, doar fariseii au rămas încă aproape 200 de ani sau mai mult după Hristos, care au pus bazele gândirii iudaice de mai târziu. Poporul iudeu și revendică ca niște străbuni de mare importanță în cultura evreiască și în învățăturile lor. De asemenea, în antiteză cu saducheii, fariseii erau acea parte din populația evreiască ce n-au acceptat introducerea filosofiei grecești în gândirea ebraică. Au zis, nu, aceia sunt păgâni, sunt cu învățăturile lor care nu sunt de la Dumnezeu și au refuzat atât terminologia cât și conceptele de gândire. În antiteză cu saducheii care au fost de acord să împrumute limbaj grecesc și să împrumute filosofie grecească. Dar până la urma urmei ce contează cine erau? Dumnezeu îi poruncește lui Ioan să scrie această sintagmă. Între farisei era un om. Adică, între cei care erau preocupați de lege, între cei care erau preocupați de învățătură, între cei care erau preocupați de a avea o viață spirituală mulțimea, între cei care erau preocupați să nu se petreacă lucruri nepotrivite, între cei care erau preocupați să se păstreze o moralitate în societatea lor, care era o societate declarată aparținătoare lui Dumnezeu, printre ei exista un om. Este șocantă
declarația aceasta a lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spuneam la început, prin felul cum compune această declarație, Dumnezeu debarcă de la statutul de om pe cei care militau cel mai mult pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu notează expresia aceasta, între farisei era un om, dă jos, aruncă peste bord pe cei care se ocupau minuțios să vegheze la toate structurile religioase ce trebuiau să fie împlinite într-un popor declarat al lui Dumnezeu. În alte cuvinte, cei care se preocupau de lucrurile acestea nu erau oameni. Chiar e posibil așa ceva? Chiar e posibil așa ceva? Iubiții mei, frați, stimate surori și dragii mei, tineri și musafiri, e posibil așa ceva. Aș vrea să vă pun o întrebare. Sunteți aici sau suntem aici unii care ne-am născut într-o casă creștină și minuțios am învățat toate lucrurile până la vârsta la care am ajuns. Alții ne-am îndrăgostit de biserică și tot minuțios am învățat lucrurile până astăzi. Unii ținem la unele cu scumpătate, alții ținem la altele cu scumpătate. Ne urmărim unul pe altul ca să vedem cum ne trăim credința unul și cum ne trăim celălalt. Și suntem fiecare dintre noi la nivelul învățăturilor la care am ajuns. Aș vrea să vă pun o întrebare. Aici între noi este vreun om? În vremea profetului Ieremia, Dumnezeu a scăzut la plafon minim prețul în schimbul căruia să salveze o cetate. Și a spus la Ieremia următoarele cuvinte: du-te cu trei răulițele Ierusalimului, a întregii cetăți, și caută-mi un om. Și dacă vei găsi un singur om, voi ierta toată cetatea. Dezgustat de cei care spun că aici este o figură de stil, dezgustat de cei care încearcă să ia pasajul acesta din Ieremia și să zică că este o metaforă, că doar cum să nu fi fost acolo vreunul, că doar ce zice în altă parte când Ilie zice că a rămas singur, zice că mai sunt 6.000 și că tot dezgustat de forme, de felul acesta prin care îl trimitem pe Dumnezeu la plimbare și ne instalăm noi ca proprii noștri Dumnezei. Vreau să declar că Sfânta Scriptură precizează că Ieremia n-a găsit un om. Și pentru că n-a găsit Ieremia un om, n-a existat schimbul în favoarea căreia Dumnezeu să ierte Ierusalimul. Și nu l-a iertat, l-a prăpădit. În vremea lui Avram a cerut în schimb 10 oameni. Și negăsând 10 oameni a dat foc Sodomei și Gomorei. Printre laicii de la Ierusalim, laicii
cu carte. Dumnezeu a observat că există un om. Despre omul acesta vreau să vă vorbesc în această seară. Omul acesta, pe omul acesta îl caracterizează câteva lucruri. Existența lui Hristos i-au ridicat semne de întrebare. 1. Existența lui Hristos i-au ridicat semne de întrebare. Vreau să vă pun o întrebare vouă și mie. E vreunul dintre noi căruia existența lui Hristos ne-a ridicat vreun semn de întrebare? Nu e așa că toți îl avem pe Hristos în deștul mic? Nu? Așa, pognitură de deget și nu e așa? Caracteristica omului promovat aici în text ca un simbol a ființei în care există Dumnezeu, una din caracteristici este că omului în care îi se permite să existe Dumnezeu își ridică semne de întrebare cu privire la Hristos. O altă caracteristică. A vrut să stea de vorbă cu Hristos. I-a vorbit Hristos rațional sau nerațional? Vă rog să răspundeți. Asta este o... Nu contează când s-a dus, frate bunea, nu asta este problema. I-a vorbit pe înțeles sau i-a vorbit pe neînțeles? Cum? Zut și s-a făcut gâlceavă în orod. E, păi dacă n-a înțeles, înseamnă că Domnul Hristos i-a vorbit pe neînțeles, că dacă îi vorbea pe înțeles, înțelegea. Nu, dar așa zice el. Zice, dacă tu care ești învățător nu înțelegi, păi cum ori înțelege alții? Deci el n-a înțeles nimic. Nu este cum zic eu. Asta ar fi cea mai mare mărozenie, să fie cum zic eu. I-a vorbit într-un fel Hristos în care omul acesta a rămas perplex. N-a priceput nimic din ce i s-a spus. Și nici nu ne spune Sfânta Scriptură că după ce i-a mai explicat odată, nu ne spune Sfânta Scriptură că ar fi înțeles ceva. Dar existența lui Hristos i-a ridicat niște întrebări și s-a dus să vorbească cu El. Și uitați ce se întâmplă. În aceeași Evanghelie după Ioan, la capitolul 19, Scriptura spune așa. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie,
El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. A luat deci trupul lui Iisus și l-a înfășurat în fâșii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Nu știu dacă a costat mult sau puțin 100 de litri de smirnă și aloie. Femeia care a spart vasul de alabastru era un vas așa micuț și zice că a costat o groază de bani. Cât o fi costând 100 de litri, rămâne sau este lesne de înțeles. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. De ce a dat Nicodim acești 100 de litri? De ce? Cum? Da, poate să fie și asta. Cine se duce de obicei la moartea cuiva să plângă în primul rând și să se ocupe de înmormântarea celui mort? Cine? Corect ai spus. Cine îl iubește. Om înseamnă a-L iubi pe Hristos. Și cine nu-L iubește pe Hristos e fariseu, e adventist, e ateu. Nu vreau să pomenesc numele celorlalte culte, că e o problemă de bun simț. Ceilalți sunt sectari care folosesc textul sfânt de lanțuri, de măciuci, ca să-și satisfacă răutatea din ei și demonismul din ei. Și printre ăștia, din când în când, există stupefiantă declarație. Câte un om, nu câtești 40%, nu 10%, nu 80%, ci câte un om. Chiar e posibil? Chiar e posibil? Unii își fac statuie de bronz, folosindu-se de textul Scripturii ca să discrediteze pe cei care sunt în fruntea bisericii. Alții își fac statuie de argint pentru ca pe baza textului biblic să discrediteze pe cei din biserică. Alții își fac statuie de aur ca să atragă mulțimile, să-i urmărească și să se uite la el, la ei, folosindu-se de textul biblic, ca să debarce dintre oameni și din sufletul creștinilor orice valori biblice. Și printre această puzderie de oameni, toți autodeclarați ai lui Dumnezeu,
Se ridică în seara aceasta o întrebare. Există vreun om? În vremea Domnului Iisus Hristos, printre toate aceste rebuturi, exista un om. Cazul Hristos îi ridica întrebări. Vrea să vorbească cu el și a reușit. Și după ce a vorbit cu el, și-a dat seama că nimic nu e rațional și logic. Și a plecat pe întuneric în treaba lui. Nefiind văzut că vine și nefiind văzut că pleacă. Dar din ceruri a fost văzut că ce? Că iubea. Asta înseamnă om. Și involuntar se naște o întrebare. Cum se vede acum din ceruri? Că știi cum să-l pleznești pe unul peste gură cu porunca a patra? Cum se vede acum din ceruri? Că știi să-l pleznești pe altul peste oasele picioarelor ca să se dărâme vorbindu-i despre nu știu ce profeție? Cum se vede acum din ceruri? Că știi pe unde să tragi linie încât tu să rămâi în rai și ceilalți să plece în iad? Se vede cumva acum din ceruri că tu iubești? Dacă da, ești om. Dacă nu, spune-ți tu ce ești. Nimeni n-a văzut că vine și nimeni n-a văzut că pleacă. Din ceruri s-a văzut că iubește. Aș duce la extrem situația. Să presupunem că în seara aceasta Dumnezeu poruncește unui profet să scrie despre noi cei care suntem aici. Și să scrie în următoarele cuvinte. Printre cei de la Târgu Mureș ce, vineri seara 11 septembrie, era un om. Cum simți? Ar putea să fie vorba de tine? Dacă nu e, nu e nimic. Și se naște întrebarea, chiar e posibil? Chiar se poate? Chiar se poate ca după atâția ani de socoteală religioasă, chiar se poate ca după atâția ani de calcule profetice, chiar se poate ca după atâția ani de implicare misionară, chiar se poate ca după atâția ani de declarații bombastice cu privire la Dumnezeu, chiar se poate ca după atâția ani de pocăințe, de metanii, când în coatele și genunchii istoriei am purces spre ceva, chiar se poate nici măcar om să nu fi ajuns?
Dragă Lazar, dragă Valentin, și nu ești aici. Dragă Ioane, nici tu nu ești aici. Dragă frate Căldăraru, dragă frate Laslo, dragă Beni, deși nici tu nu ești aici. Dragă Gabriel, dragă Mircea, deși nici tu nu ești aici. Dragă Floredana, nici tu nu ești aici. Și prin ei până la ultimul. Dacă nu sunteți oameni, nu sunteți nimic. Și om înseamnă cel care e văzut din ceruri, nu că vine și pleacă, ci om este cel care e văzut din ceruri că iubește. Că iubește pe Iisus Hristos, Domnul. Atât. Restul intră în alte categorii de viețuitoare. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit deși și a luat pe trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el, a venit omul și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și aloie ca să fie uns cel pe care îl iubea. În contextul acesta, scumpii mei, aș vrea să recitesc versetele din Ioan 3. Cuvintele din Ioan 3. Între farisei era cineva care iubea. Atâta scorpionism în sufletele noastre. Atâta răutate pusă în contul iubirii cauzei lui Hristos, atâtea înțepături și în stânga și în dreapta, atâtea ușe folosite spre alții ca să fie doborâți ceilalți, atâtea viețuitoare și nici un om. Frații mei, chiar e posibil? Nu-i prea mult? Unii aveți abia 21, 22, 23 de ani. Sunteți studenți, aveți de muncă, aveți de frecat, aveți de și sunteți deja plini de venin și de toate lucrurile care n-ar trebui, care ar trebui să fie străine la modul absolut de existența voastră. Ceilalți care ați trecut ani de zile prin viață și ați trecut prin toate situațiile astea și ați văzut că mizeria aceasta n-are nicio fală, niciun rost, nicio valoare, niciun fel de, nu se integrează nicăieri,
până și lumea asta n-o suferă, lumea asta plină de păcat. Și după atâția ani de viață și de experiență, cu aceeași înveșunare, cu aceeași întărire de grumaz, păstrați în voi orice, numai omenia nu. Chiar e posibil? Chiar se poate? Și dacă în seara aceasta ar scrie cineva la porunca Duhului Sfânt, scrie în biserica Târgu Mureș, ce în 11 septembrie, seara, era un om. Ar putea cumva să fie vorba de tine? Te suspectezi în urma formei de viață pe care o ai? Că ai putea fi tu? Chiar e posibil. N-a fost văzut că vine și n-a fost văzut că pleacă. A fost văzut din ceruri că iubea. Și a fost văzut din ceruri că îl iubea pe Iisus Hristos, Domnul. Ce magistral! Ce inundație uriașă, s-au rupt nori, au crăpat blocurile de ghețari din cerul și a căzut totul. Ce diferență! Și într-adevăr, scumpii mei, și sâmbăta trecută am predat biserica din Nazna și cea de la Herghelia și a fost greu pentru sufletul meu și ajuns și acasă Ruti spune mamei, am biruit, ce? Am reușit să nu plâng? Și mama să-i spune, zice, taci, zice că tu plângi ca taică-tu, lacrimile curg înăuntru. De 4 ani sunt cu voi. Iertați-mă obrăznicia și n-am văzut pe unul să înceapă să iubească. Orice, orice altceva. Orice altă justificare. Orice altă cramponare în vâna care ne declară infailibili. Dacă să se vadă din cer că unul măcar iubește. E așa de străină situația de așteptare aceasta a lui Dumnezeu. Repet, dragă Lazar și dragi toți membrii din comitet, dragi surori și frați care mai aveți vreo slujbă și dragi surori și frați care nu aveți nicio slujbă și poate nici nu vă știe nimeni că veniți și dragi musafiri, dacă din ceruri nu vine ziua să se vadă că iubiți,
nu sunteți oameni. Altceva, da. Și rămâne să noteze altcineva ce suntem. Între farisei era unul ce iubea. Și Dumnezeu cu mare deschidere spirituală, cu mare mândrie, cu mare relevanță dumnezeiască, îl numește om. Pentru că om înseamnă teofor, adică cel care îl poartă pe Dumnezeu, purtător de Dumnezeu. Și a-L iubi pe Iisus Hristos înseamnă să fii purtător de Dumnezeu. Aici sunteți chemați, copii mei. Asta înseamnă ceva. Iar celelalte lucruri, în afară de asta, nu vor însemna niciodată nimic. Dumnezeu să vă ajute, copii mei, să rețineți aceste cuvinte. Între farisei, nu zice, era un saducheu, sau era un învățător, sau era un preot, sau era un levit, ca să fie logic. Și aici este vorba de o logică insuficientă. Între farisei era un om. Ne apropiem de 350 de membri această biserică. Și cum a spus Sfântul Apostol Pavel, aproape că vreau să mă știu pe mine lepădat de drag pentru poporul meu. Aproape că vreau să mă știu pe mine însumi lepădat de dragul de a ști că în cerul se scrie între cei din Târgu Mureș erau vreo 350 de oameni. Inimaginabil. Și puneam la început întrebarea, e posibil? E posibil? Chiar se poate? Se poate. Se poate și să nu existe niciunul și se poate și să existe 350. Acesta este motivul pentru care a murit Hristos. Pentru ca din ceruri să fie văzuți oameni care îl iubesc. Concluziv, scumpii mei, revin atât cât mi se va mai permite să vă spun. Ieșiți din rânduri și fiți oameni. Oamenii sunt cei văzuți din ceruri că iubesc. Restul sunt profesori, sunt senatori, sunt parlamentari, sunt adventiști, sunt ortodoxi,
Sunt catolici, sunt baptiști, sunt, continuați lista, oameni, sunt doar cei care din ceruri Dumnezeu îi vede că iubesc pe Hristos. Chiar se poate. Chiar se poate. Dumnezeu să vă umple de Duhul Său cel Sfânt și să facă în voi fericirea aceasta de a fi oameni. Amin.